Helena, undeva în lumea asta nu se întâmpină arta cu mai multă ostilitate. Nu suntem aici ca să facem publicului favorul. Teatru nu este, e pentru imbecili. În comedia mea, roata istoriei trebuie să fie complet întuneric. Zilele acestea la Sibiu, creatorul de teatru în regia lui Alexandru Dabija a fost una dintre cele mai așteptate puneri în scenă la Festivalul Internațional de Teatru. Marcel Iureș, protagonistul spectacolului, îl interpretează pe Bruscon, un autor și regizor megaloman, mizantrop, pesimist și ipohondru. Piesa scrisă de autorul austriac Thomas Bernhard este un imn închinat teatrului, dar și o privire asupra tragicomediei vieții. E, ca să zic așa, delirul dat în clocot al unui mare artist. El a fost și actor, a fost și regizor. Cred că temperaturile la care scrie, năvala asta pe care o dă ca om foarte deștept, prin obsesie, prin încrâncenă, cum și zice, să ne păstrăm credința, facem tot. Chiar dacă e artă dramatică, fără asta murim. Eu cred că asta este... ca să zic așa, efigia acestui text. Are foarte mult umor și sarcasm, într-un fel, pentru că e un om autoironic. Ca orice om extrem de inteligent, are această izbucnirile astea, care sunt, de fapt, niște scăpărări. Toți avem momente de revoltă și izbucnim în râs. Pentru că, cum să spun, e foarte greu să trăiești exprimându-te mereu la nivelul ăsta. Dar trebuie să și rezumpi, pentru că aveți pierd mințile. Zilele care urmează la Festivalul de Teatru de la Sibiu, foarte așteptat este spectacolul de dans al Vertigo Dance Company din Israel. Acum 30, Sărbătoarea Dansului este un spectacol despre emoție, suflet, lumea noastră internă și despre magia existenței umane.